Sergio, foarte mulți, chiar și cei care ne privesc în intervențiile noastre live, îi mai interesează mai multe lucruri decât politică. Și chiar ni s-au sugerat să mai vorbim și de tot ceea ce ne preocupă sau ceea ce ne place nouă. Și dăm voie să te întreb, ce filme ai privit ultimul timp sau ce filme ai tu preferate? Bine, în primul rând, probabil ca și dumneavoastră, puțin timp avem să privim filme, dar evident, dacă avem timp, poate chiar și la 1 noaptea, am descoperit câteva seriale, dar formidabile. Bine, nu mai vorbesc de Game of Thrones, asta e deja un etalon. Dar un film foarte bun se numește Good Doctor, despre un tânăr medic mm-hmm. care are un sindromul, deci este bolnav de un sindrom de autism. Un medic bolnav de autism, dar el este un medic extraordinar. Problema că el poate, nu poate comunica, nu se poate socializa, dar are un talent foarte, el are o memorie extraordinară. Serial? Este un serial. Este un doctor, un tânăr doctor autist, dar excepțional de bun ca și chirurg. Cum se numește? Good Doctor. Unde, pe ce canale? Netflix, siguranță. Și chiar este bun și chiar îl recomand. Un serial foarte, foarte pozitiv, de altfel, deoarece se arată cum oricine poate fi salvat și relațiile între medici, pacienți, și care este un serial pozitiv. Eu nu vreau să vorbesc de Viking, e un serial bun, dar este complet de alt gen și este puțin mai dur. Mai dur. Mai dur, dar istoria este istorie, îmi place istoria, apropo. Și serialul hai să zicem dumneavoastră, așa că... Dumneavoastră, ce priveți? Câțiva ani în urmă, dacă cineva mi-ar fi spus că sunt filme bune, seriale, eu nu l-aș fi crezut, fiindcă în viața mea nu credeam că eu am să privesc un serial așa mai multe sezoane cu mai multe episoade. Dar bineînțeles, ai dreptate, Urzeala Tronurilor sau Game of Thrones este un serial care mi-a atras atenția foarte mult an de an la rând și aștept cu nerăbdare să văd ultima parte, în aprilie apare, da, deja filmul este filmat, din câte înțeleg, și va fi ultimul sezon. Bineînțeles, pe chiar același Netflix sau pe alte rețele sunt filme foarte bune, seriale și nu doar. Am văzut ultimul timp chiar și Homeland, a apărut sezonul 7, chiar și Blacklist, chiar și Suits. Cu avocații, este ultimul sezon, okay, apropo, fost, și de aceea chiar merită, noi când mai călătorim, mai zburăm pe undeva, neapărat luăm și ne înregistrăm un film și încercăm să privim, dar și sau când ajungem târziu acasă. Important să nu privim la ședințele Parlamentului, domnul președinte. Asta nu știu cum ai reușit la ședințele Parlamentului să privești filmul, luând în considerare că însă ședințele Parlamentului sunt un film până la urmă. Dar să știți că unii deputați, în special din opoziție, când nu dorm, privesc un film, că nu sunt activ. De asta probabil trebuie să fii mai puțin în Parlament. Păi noi și-am zis că, în primul rând, vrem să fim 61 de deputați și să fie foarte eficienți. Și cu referire la muzică, ce muzică îți place? Ce muzică preferi? Puțin m-ați luat prin surprindere. Ascult muzica care se difuzează la radio. Bine, dar oricum ai un anumit gen de muzică care îți place. Știți, îmi place vioara instrumentală fără cuvinte. Da, mai puțin sofisticat. Vioara, doar vioara. Cuvinte, dar electronică, vioara electronică. Eu nu știu, ori poate mi-a plăcut foarte mult violonista. Am văzut pe YouTube niște violoniste care arată foarte bine, așa îmbrăcate bine. Dar soția Irina, știi? Ina, cer scuze, știi preferințele tale de muzică? Noi privim împreună, da? Împreună privim cum cântă vioara și chiar apreciem. Ce frumos, e frumos. Trebuie să fie apreciat și de femei și de bărbați, eu cred. Dar totuși în mașină mai mult ascult cu urechile și mă uit la drum. Eu chiar mă uitam, eu în mod obișnuit îmi fac playlist-uri. Aha. Și am, bineînțeles, muzica în funcție și de dispoziție. De exemplu, mie îmi place foarte mult muzica, eu o numesc retro, anii 70, 80, 90. Uh-huh. Începând Madonna, de la... ceva, Sandra, Samantha Fox, nu? Nu, e ca acum chiar încercăm să deschid playlist-ul retro. Începând de la Richard Marx, Chris Norman, Blue System, Falco, Julio Iglesias, Alphaville. Adică foarte multe piese anilor 70-80.
Vreau să zic comparate că... piesele, da? Da, bineînțeles, da? Asta e playlist-ul de pe iTunes, ah, okay. pe Apple. În anii de liceu îmi plăcea foarte mult muzica hard rock, în mod special. Acum însă mai puțin ascult hard rock-ul, însă prefer foarte mult să... îmi plac foarte mult baladele rock. Metallica. Și chiar mi-am făcut, de exemplu, un playlist cu Deep Purple, Soldier of Fortune, Metallica, Halloween, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Aerosmith, bineînțeles, Queen, marele Queen. Da. Deci ascult și baladele rock. Și în funcție, iarăși, de dispoziție, pot să ascult și muzica modernă, ceea ce astăzi se ascultă. De exemplu, mi-am făcut mai recent un playlist unde chiar ultimele 2-3 zile ascult aproape permanent. Îmi place Fading de L. Farben și îmi place, de exemplu, chiar piesa lui Clean Bandit, Baby. O întrebare, domnule, cum credeți? Ce muzică, ce cântic ar trebui noi să cântăm în dimineața zilei de 25 februarie? Poate un Freddie Mercury ceva? Da, bineînțeles. We are the champions. We are the champions. Aia... Trebuie să o cântăm toată ziua de 25. Cred că o cântăm pe 25 toată ziua. Apropo de Queen, ai văzut ultimul film? Sau filmul despre Queen, Bohemian Rhapsody? Nu? N-am reușit. Merită de văzut filmul, fiindcă filmul povestește de fapt cum a început Freddie Mercury în mod special și cum s-a format formația Queen și cum s-a dezvoltat, cum au crescut, cum au devenit stele și chiar se bazează pe fapte reale. Bineînțeles că merită filmul văzut la cinema, deoarece sunt impresionante și sunetul și imaginea, dar și în condiții de casă, pe aceleași Netflix sau care sunt resursele de filme, sunt filme bune. Și Bohemian Rhapsody, acum a apărut mai recent și The Star Is Born, steaua care s-a născut, e cu Lady Gaga și... chiar am impresia că sunt nominalizări la Oscar. Fine. Deci, filme bune, muzică bună, dragi bun. Prieteni, aproape că nimic ca și efort, trebuie să aveți cu voi în telefon un film bun, o muzică bună și atunci când stați în trafic sau cum sunteți, cum noi, de exemplu, cum suntem acum cu întreaga echipă în caravană, trebuie să ascultăm și muzică bună. Depinde de dispoziție, depinde de echipa cu care suntem, de prietenii care ne înconjoară, dar o muzică bună, un film bun sau o carte bună. Apropo, ce carte ultima dată ai citit-o? Eu am o carte electronică. Sincer, nu prea am, nu reușesc, sincer. În afară de literatură juridică, hai să zicem, ce citești? Ne-am descărcat vreo 20 și am început să citesc în original Mărturii dușii. Am început să citesc încă câteva, dar cu părere de rău chiar nu reușesc. E că am o carte electronică, foarte comod, apropo. Doar cu începutul. M-am blocat la vreo 20% și nu mai reușesc. Dar sper să le reușim să le citim. Chiar uneori și îmi plac, nu știu de ce, la școală nu-mi plăcea istoria categoric. Acum când vedem că în politică istoria este foarte, foarte strâns legată, am început să revin să învăț din nou istoria, să văd, deoarece foarte multe lecții din istorie cred că ar trebui să le cunoaștem. Doar să avem timp. Da, este adevărat. Eu am impresia că în ultima perioadă de timp mi-am pregătit deja vreo 10 cărți pe noptieră. Unele reușesc să citesc. Eu probabil sunt printre puținii care mai târziu au nimerit pe mâna mea o carte deosebită pe care o consider chiar că fiecare din noi trebuie să o citească. Este bine, denumirile sunt diferite de la limba la limba. Eu am citit-o în limba română legată de Atlantis, confruntarea lui Atlantis. Înțeleg că traducerea în limba rusă Atlant Raspravil Plece este mult mai reușită și mult mai bună. Cartea mi-a plăcut foarte mult. Se zice că chiar această carte s-a făcut mai multe studii sociologice și mai mulți absolvenți din diferite facultăți au fost întrebați sau rugați să scrie 10 cărți care i-au marcat. Uh-huh. Și în toate listele se regăsea o singură carte la toți. Și este vorba despre această carte, în limba engleză e Atlas Shrugged, adică a scuturat, adică Raspravil. Da. Bineînțeles, o altă carte care la fel am citit-o mult mai târziu, ține și de 1984, de Orwell,
foarte bună carte scrisă în 1948, despre anul 1984, este așa mai dură, acolo e despre țări, despre o societate totalitaristă, dar ultimul timp am reușit să citesc, adevărul este că pe bucăți încă n-am reușit bine să mă structurez, este un autor, un tânăr profesor la Universitatea din Ierusalim, care a scris o serie de cărți, sunt trei cărți, este vorba de Homo Sapiens, istoria umanității, este vorba de Homo Deus, Brief History of Tomorrow, Homo Deus, știi că există, noi suntem ca și perioade de dezvoltare, suntem în perioada Homo Sapiens. El vorbește despre faptul că ne apropiem deja la multe următoare chestii care le fac Dumnezeii, adică zeii. Homo Deus, istoria, scurta istoria viitorului. Și am înțeles că mai este încă o carte, 21 de chestiuni importante a secolului 21. Merită citite toate aceste trei cărți. Eu le-am citit doar fragmentat câte mai multe istorioare din aceste cărți, dar abia aștept să încheiem și campania electorală. Poate vine o perioadă mai lejeră, cine știe, poate nu, dar neapărat am zis că aceste trei cărți care sunt pregătite la mine, Homo Sapiens, Homo Deus și cele 21 de lucruri importante din secolul 21, să fie citite. Așa este. Da. Mulțumim frumos, dragi prieteni, o seară bună tuturor. Noi o să ne mai revedem în componența caravanei. Încă o săptămână mai are de călătorit caravana prin întreaga țară. Vom vizita locuri, vom întâlni oameni frumoși, oameni buni, oameni cu nevoi și cu necesități cu adevărat, dar sunt sigur că acest exercițiu al campaniei electorale și în general al caravanei, ceea ce am reușit noi să facem, e un lucru chiar care trece prin noi și ne învață multe. Așa este. O seară bună. Seară bună. Mai bine.